Mai o să ducem la fiecare cum le împărțim. Băi, tu spui și noi de cărăm. A, deci acolo, nu? Și încă o cărnă. Un fotoliu fix. Ia te rog de cărnă. Un fotoliu fix. Două corpuri de clădire sunt de mai bine de 10 ani casă pentru 25 de familii la marginea comunei Pecineaga. Între pereții înghețați locuiesc și 30 de copii. Oamenii spun că au ajuns să considere fasolea sau cartofii un lux, pentru că iarna aproape toți banii se duc pe pâine și lemne. Cu ce vă încălziți, doamnă? Lemne! Cu lemne? Cu lemne, ce găsim? Cu râpcă, cu... dacă știi ce aia râpcă. Ce e râpcă? E vațele alea de la vii. Fasolea o mai luăm și noi la zile mari, că e cam scumpă. Mai degrabă prefer să iei în tacăm. Foarte scumpă, dar asta e. Când avem, mâncăm. Când nu, nu este. Această familie are 5 copii, iar fetița cea mică nu a făcut încă 2 ani. Am găsit-o când făcea turte de făină pe aragaz. Vecina ei are 2 copii și trăiesc din alocația celor mici. Câți metri pătrați aveți aici? 3 cu 4. 3 cu 4? Da. 3, 4 lungime și 3 lățimi. Deci 12 metri pătrați. Da. Și câți stați? Sunt aici 4 persoane. Câte stați aici? 4 persoane. 4 persoane. Cum vă descurcați? Din ce trăiți? Lucrați pe undeva? Eu lucrez. Soțul? Unde lucrați? Eu lucrez. Acum sunt în creșterea copilului la un complex de porci aici sus. Și soțul? Soțul nu lucrează. N-a găsit de lucru? Nu. Oamenii amărâți de la Pecineaga au avut în duminica de după Sfântul Nicolae o surpriză neașteptată. Un grup de tineri conduși de un arhitect îi ajută să-și facă o viață mai bună. Au nevoie, în primul rând, cred, de atenția noastră. Să venim aici, să stăm de vorbă cu ei, să discutăm, să vedem care sunt problemele reale și cum putem să pornim să ajutăm. Situația este destul de tragică, cum o vedeți și dumneavoastră. Sunt precum vapoarele mistuite de flăcări în mijlocul oceanului. Este pământ cât vedeți cu ochii de jur împrejur și dânsii nu au de muncă. Minimorum, cum se poate porni? Îngrădim câteva spații și pot porni să dezvolte propriile grădini. Foarte bine. Vor avea acolo poate și câteva animale, o capră, câteva găini. Și în locul acesta aici să facem niște amenajări de pentru copii, pentru locuri de joacă, leagăne, topogane, din lemn, ceva rustic. Și renova și clădirile, că clădirile, din ce se vede, totul e dărăpânat și dacă mai stau în ele maxim un an, deci o să plângă în ele pe urmă. Voluntarii constanțeni spun că orice ajutor e binevenit. Următoarea vizită a lor va fi înainte de Crăciun, iar până atunci speră să facă rost de piatră și nisip pentru a acoperi noroiul din curtea fostului ceape.